อันนั้นเป็นหอยลายค่ะแต่ด้านในมันจะเป็นตัวโบโลน่าไก่ค่ะลูกค้าไม่ทันไม่ทันไม่ทันเนื้อเลยอ่ะมองCei drept arată într-un mare fel. Efectiv, dar aveam senzația că ne sufocăm aici, cu toții. Băi, dacă tot am început acest vlog cu mâncare, eu zic să continuăm pe aceeași temă. Și sperăm să găsim lucruri interesante de testat. Să sperăm. Aole, dar pe mine mare. Banana, bici. And how much is this? 30 for one. And it's 10 baht for one. This the app? Yeah, this for one. Raka tampai na ka. Nu vrei nimic să încerci aici? Nu, nu. Eu nu mai pot. Astea cred că-s mații. Oh. Miros cam dubios, da? Aici ar trebui să fie pește, dar arde, nu pot. Ăla e pește? E pește? Pește, iar în interior e brânză. Puțin picant. Aia chiar e bună. Iar aici? Mic cârnăcior. A zis că e pui. A, da. Da, puiul e... Nu. Așa, așa, așa. N-aș mai mânca. Iar aici, dar nici eu n-am întrebat. Zmațe, dar nu știu de ce. Nici n-am întrebat. Mațe fripte. Păi să știi. Sunt bune? Puțin picant. Normal cu zahăr pe deasupra. La orice normal. La ei cu zahăr. Da. Nu alunecă, nu? Sincer, nu. Nu. Plus că-i... Parcă mesteci cauciuc. Hai să testăm și ultima chestie luată. Ne-am mutat de acolo pentru că începuse muzica. Sincer, asta arată cel mai interesant. Arată creepy, rău. Cred că sunt ciuperci. Da. Și cu, nu știu, șuncă? Fel de șunculiță, da. Același miros al toate, că-s date cu același tip de zahăr, cu sos, da. Nu-ți place așa? Mamă, de astea sunt picante rău. Serios? Păi doar îți dat cu același sos. Băi, nu știu ce să zic. Nu-s rele. Ești bune. Parcă n-au niciun gust. Oricum, dintre toate, să fiu sincer, sunt cele mai bune, da. Cam atât, hai să vedem ce mai găsim. Hello.
Na, e porc. Ai, de porc, da. Din astea vreau să încerc, cred că sunt mochi, dacă nu mă înșel. Au diferite arome. Nu scrie, dar e sigur. Deci... Asta-i cu green tea, cu asta-i cu ciocolată, cu căpșină, asta-i cu fasole. Fasole. One green tea. Yeah. You are sure? Another one with... Hai să vedem ce gust au mochi. E un desert corean și sincer de mult îmi doream să mai încerc genul ăsta de desert. A costat în jur de 13 lei. E diferit de ce am mai mâncat până acum. Au o textură cleioasă, așa, nu știu cum să zic. Zici că e gumă. Zici că e ca un aluat din gumă, e foarte ciudat aluatul ăsta. Și cu aroma de? Asta e cu căpșună. Mi-a zis că e gumă. Mi-am luat cu mai multe arome, cu căpșună, ceai verde, una cred că e durian, și nu mai știu, ciocolată, da, și ciocolată mai aveam. Dar nu mai știu că... A, da, și afine. Hai să testez și eu. Oricum nu sunt fan dulciuri. Ai zis că e cu afine? Da. La miros e ok. Este o textură ciudată. Băi, la gust e bună. E dulce. Dar dacă ați mâncat vreodată aluat atunci când îl frământați, când faceți pâine, textura e aceeași. Inițial și gustul, până dai de dulce. E bun. Hai să vedem. 100% rodie. Păi e bun, dar să fiu sincer, cred că e țeapă. Sigur e îndoit cu apă și a costat undeva la 6 lei. Dar asta e. Vreau să încerc. Pe drept arată bine. Somon, da. Da, da. Ce drept arată într-un mare fel. Deci cam așa ți le dă. Sunt câteva aici. Hai să vedem. Ar trebui să fie tot ceva dulce. Testăm doar una și dacă sunt ok, restul acasă. S-au lipit.
chiar am crezut că ne dă doar una. Trebuie să punem chestia asta în interior. Știi, o scoară. Două ore mai târziu a reușit să desfac unga. Da, practic e zahăr. Știi, păr. S-au fi trestii de zahăr. Și acum am văzut că o facem ca pe o clădită. Da, e ok, e o chestie dulce. V-am zis, eu nu sunt fan dulce, deci n-aș mai mânca-o. Hai să vedem dacă mie îmi place chestia asta verde. Nu credeam că e mai dulce, sincer. Exact o clătită verde. Dar nu înțeleg ce e chestia asta. A, pare zahăr, dar eu cred că e treștii de zahăr, nu știu. Deci că mănânc extensii de păr. Da, e zahăr. Topește e zahăr. Mie îmi place. Bine, eram sigur că o să-i placă. Îi plac dulciurile, mie nu. Deci că mai faci una? Da, merge lejer. La dietă. Oricând merge o clătită cu zahăr. Mă așteptam să fie mult mai dulce, așa că când o învelești, nu e atât de dulce. În schimb, dacă mănânci doar chestia asta, da, e super dulce. Bine, bănesc, trebuie să pui mai mult. Cred că da, da. Dar chiar că are textura aia de vată, vată pe băț. Dar e bună. Dacă ar fi să aleg între clătita asta și mochi, cred că aș alege clar clătita asta, e mult mai ok și mai bună decât asta. Asta are o textură un pic dubioșică și zahărul ăla e cam... Deci că mănânci făină, deci clar e mai bună asta. A venit un fung din ăla de ardei iute, de efectiv, dar aveam senzația că ne scufăm aici, cu toții. Vrei și tu ai zis, nu? Da. Eu am ales să testez băutura. Mi-am luat un smoothie de pepene roșu. E bunicel, doar că sincer mă așteptam să fie un pic mai dulce și cred că problema e fix pepenele, nu e prea copt. Dar merge pentru hidratare.
Deci aici sunt târnați carne de porc. Dar sincer, am testat zilele trecute și foarte, foarte multă grăsime. Iar aici pare pește. Pane. Ale haboc. Am ce aici. Da, deci că e prosciutto crudo. Seamă. Aici e 30. Da, da, arată și mai bine. Paste, noodles. Diverse tipuri de noodles. Vreau să vă zic că sucul e genial. Hai să vedem. Da, e foarte bun. Nu dai greș cu așa ceva. Doar că asta nu-i furculiță, asta cedează. Am mai luat două frigărui. Una de pui. Asta ar costa în lei undeva la 1,30 lei, 1,50 lei pe acolo. Și mi-am mai luat chestia asta, care sincer nu știu ce e. Ar trebui să aibă porc în interior. Hai să vedem. Nu știu ce să zic. Mai bine nu. Rămân la pui, cu puiul nu dai greș. Altceva. Chiar dacă are zahăr pe deasupra. Dar e altceva. A, chiar, lăsați și voi în comentarii și spuneți-mi din tot ce ați văzut, voi ce ați fi încercat și ce nu. Chiar sunt curios. Băi, ca o concluzie, mâncarea în night market-urile astea n-aș zice că o recomandăm. E bine să te duci să testezi, dar ca să mănânci propriu zis, nu. Te duci, găsești street food local, pe străzi, unde... E mult mai ieftină mâncarea și foarte proaspătă. Pe lângă că e mult mai ieftină, dar omul ăla e zi de zi cu taraba acolo, ăla face mâncare bună pentru că vrea să se duci mereu. Pe când aici, doar o profit. Fac pentru profit și atât. Cel puțin asta e părerea noastră. Vedeți traficul.